Mi-a plăcut peisajul. Uite pe Max! Max, ne-ai trădat, n-ai venit la noi în cameră. Da, dacă ai dispărut. Bă, dimineața, astăzi este o nouă zi superbă. Am dormit singură în cameră. Știi ce e bun de dormit toată lumea noaptea asta? Oare e ceva care nu a dormit noaptea asta? Ce? Cred că o să se vadă dacă nu a dormit noaptea. Eu am dormit prima. Sau nu, de fapt Alex a dormit. Alex, apoi tu? Da. Apoi cred că am venit eu cu Tore. Nu știu, eu eram în cameră, vorbeam dusă. Am venit noi trei deodată, da. Mă, dar am fost singură. Ce? Eu, cu Dan, noi trei deodată am venit. M-am mutat și eu, după ce am filmat el. Nu știu, frate, care erau acordurile. Bine. Oh, eu am zis că aici, că e exclusivitate și... Se pare rău. Sau dacă fata n-are cum să schimbă. Vreau și să mă schimb. Dar poți să închizi ușa și te schimbi pe hol și noi stăm tot aici. Anca, te văd cum mănânci în două unghiuri și în oglindă și aici. Filmează aici. Încearcă omul să-și ia haine și să ducă la baia comună, să se spele, să se aranjeze și n-are cum, frate, n-am dat. Omul ăsta n-are casă, n-are mată. Asta e, viața, soarta. Hei, și mergem să mâncăm. Ce ne fac? Dar noi avem ceva, că începem să filmăm mereu în același timp. Da. Ok, hai, zi tu prima. Ok, hai că stau mai departe să poți vorbea și o să nu te deranjezi cu tine. Așa, noi am venit să mâncăm și e o dimineață super faină și mă simt foarte bine, chiar dacă am dormit destul de puțin pentru regimul meu normal și vreau mai repede să mâncăm, că săracul meu s-a trezit în chinuri, săracul, și lumea acolo sus încă nu s-a pregătit toată lumea. Lumea acolo sus încă nu s-a pregătit toată lumea și până ați venit eu mor de foame. Așa că noi am venit mai înainte. Uitați-vă, mai avem câțiva acolo. Și noi acum o să luăm micul dejun și eu mi-am luat plătite cu dulceață, cred că. Cât mănânci? Foarte mult. E, noi am mâncat acum burtucile noastre, da. Sunt în regulă. Și noi ne dușim să filmăm. Eu, Blanca. Suntem cei mai șmecheri, hai de schimbă. Și am înghețat de frig pentru că e super frig și eu nu mi-am luat... Eu nu mi-am luat nimic ca lumea ca să mă îmbrac, pentru că mare boss-a au spus să ne luăm haine groase, când eu deja eram pe drum. Asta e prima mea dată când am fost la munte. Nu știu că la munte e frig, în general. Nu am gândit că e frig. Mă filmez cum distrug natura. Așa face ea, Anga, de obicei. Cu asta se ocupă. Mulțumesc pentru burieni. Mulțumesc pentru burieni. Mă grijă pe astea. Uite, gata, e frumos. Ikebana, nu? Nimic mai mult. A, așa e, așa e. Ikebana. Artă. Uite, pune și un con. Super. Zici că-i căcat. Eu am filmat două videouri cu Anca, unul pentru canalul ei și unul pentru canalul meu. Și m-am dat acum mai într-o parte că ei acolo filmează nu știu ce și sper că nu se aude vocea mea prin vlogul lor să le stric tot acolo. Și o plouă mai devreme și mi-am mutat obiectivul pe o piatră, pe o stâncă, pe undeva și mă sperăm că gata, a murit. Dar văd că încă trăiești, slav Domnului că încă trăiești, obiectivul meu. Și locul ăsta e awesome, this is awesome și mă bucur foarte mult că sunt aici. Cu oamenii ăștia super, fain, toți. Anca, să mai putea brânză? Da. Nici acum am putea brânză. Eu cu Anca am filmat un vlog cu brânza. Și ne-am murdărit cu frișcă. Și frișca aia putea brânză acum. Peste tot expirat, putea brânză, dar nu e expirată. Da, la gust era bună când o mâncam. Cred că o sta la cald. Vă știți, nici tare, îmi place brânză. Super. My love, I told her she knows. Take him and reload. I don't wanna know that, babe. I like la la. Shawty get down. Oh my god. Hei, sunt domnișoara Cachia și am filmat ceva foarte, foarte fain acum. Oh my god, nu vreau să-mi sperie acum de dimineață. Dar eu sunt aparent un soț abuziv. El e soțul meu abuziv și îl iubesc foarte mult. Da, e soția mea, dar nu știu, eu parcă sunt abuziv, mă duc să mai abuzez. Ok, te și abuzează, mă duc să abuzez mai mult. Da. Ce faci, prietena mea? Bine! Dă-mi un pic să vorbesc și
YouTube abonații tăi. Hai. Ia cât de că semnai BFF, de la cât de relevantă ești și cât de puțgăiată. Ce faci de acolo? Ce ziceai? Da, ajută de acolo că vreau să le zic ceva abonanților tăi. Nu e nimic, sunt siliconați. Ți-a plătit bărbatii tu. Ți-a plătit bărbatii tu anul trecut. Cheia curea că sunt naturali. Tenzi de la masă și toți oamenii ăștia. E chestia că eu nu pot să exteriorizez toate. Nu se părea la moștoară, avem. Da, asta, tehnica mea. Ce vrei, mă, bun? Da, mă, voi, mă. Cartofu, știi, mai e cum mai e. Uitați, mă, el nu este un exemplu bun. Muz nu este un exemplu bun pentru societate. Adică el pune cartofii prăjiți din farfuria. Când am furat? Uite acum, mai devreme, aici ai arătat pe cameră. Pe da, n-am arătat. Bine, fața mea de agățat. Ne vei cu profa mea de aici. Fata, se merg pe femeie. What? Vreau să prind pe tequila cu râsul ăla ironic, dar nu știu când. Ironic? Da. Isteric. Isteric. Ah, na, isteric. Am zis ironic. Știi cum o face pe tequila să râdă? Hai, zi-mi cum. Nu mă gândesc, nu mă gândesc. Dar râd, stai cum. Cum place, zi-mi o râsul ăla așa de râs. Da. Acum să fulbem. Hai mă, cu aceea să fac picioare de sfârmă și pentru și eu o grămadă. Asta e aia, aia? Ce? Acum să filmăm pentru vlogul lui Bianca, o să facem un fel de sketch cu toți vloggerii, cu toți care suntem aici. Uitați de ce fază am, încă se văd sau nu se văd. Da, o să pui, pentru cine ai făcut challenge-ul ăsta? Pentru mine. Pentru canalul. Deci să pui și chestia aia, că prea trebuie. Și între timp Mariposa i-am dat o palmă în ochelar. Da, ți-a și pumn îți dau la acum. I-am făcut traume materiale. Da, hai, da. Anca de la... El mă întreabă ca un om foarte normal. Ce-a fost chestia asta? La tine se vede, uite aici. Da, ce e asta, să mă spun că e mai la mine nu se vede, cred că, nu știu. În fine, acum mergem jos să mai filmăm ceva pentru vlogul lui Tequila. Nu pot să zic Bianca, îmi vine să zic Tequila tot timpul. Tequila de dimineață până seara. Ok, mergem să filmăm ceva pentru vlogul lui Bianca. Doamne, ce mă speriat ăsta cu camera în față. Ceva. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Nu, dacă te costă în cap, pe cine m-a băgat în cap. Dacă îl uit eu, îl amintește ea și dacă îl uită ea, îl amintește. Exact. Uite cât de mult acum. Uite, hai măcar să te pomenesc la mine în vlog, că n-ai fost niciodată. Vreau să mănânc chestii. Hai, și eu vreau să-l filmez ca să le enervez. Hai. Nu mai filmați. Nu vreau să facă cu mine. Asta e viața de vlogger. Viața de vlogger. Ce? Ei, n-am filmat pentru vlogul lui Bianca și vreau să întreb pe fiecare câte ceva. Spune un lucru care v-a plăcut în ziua asta cel mai tare. Tu ești primul. Se dau tripuri. Se dau tripuri, băi, tripuri. Zi-mi ceva ce ți-a plăcut azi cel mai tare. Stai că eu arătam ca un gangster aici, ca un helicopter. Mi-a plăcut totul, absolut totul. Aaa, tata mea să zic tot. Da, că a fost tot atât de drăguț. Cât de fals ai părut, falso. Moldoveancă falsă. Ceva ce ți-a plăcut azi, dar nu tot. Mi-a plăcut peisajul. Vezi să vedem. Nu plânge, n-am zis. Trigger. Mamă, direct așa. Ție, Cristi, ce ți-a plăcut? Vacile. Ce zicea el că eu o să facă, deci. Nice. Nu știu care e chestia. Mie îmi place doar că sunt aici înconjurat de oameni faini și de mine. Dar mă rog. Ideea e că mă bucur că sunt aici. Și atât. Mie îmi place că v-am cunoscut pe toți și că mi-am schimbat multe păreri. În bine. Da, și mie îmi întâmplă asta. Doamne? Știi ce mi-a plăcut mie cel mai mult? Nu vreau să întreb. Știi ce mi-a plăcut mie cel mai mult? Că eu i-am urmărit pe majoritatea de aici și am trăit cu iluzia că ei sunt persoane extraordinare și de fapt i-am cunoscut și după aia mi-a părut rău că i-am cunoscut. Ce proști, mă, ai terminat partea dinainte. A, scuze, eu am rămas în pielea personajului, nu. Deci mă bucur că am reușit să fac fangirling pe aici înăuntru meu, că am reușit să cunosc pe majoritatea pe care îi urmăresc de ani de zile și... viața e frumoasă. Sincer, mie mi-a plăcut următoarea chestie. Dumele incredibil de proaste care le aruncă toată lumea de parcă zici că e plin de cald. Pe care...
Am rămas în cotmăriți în noroi. A, voi? Da, noi. Ok, like pentru noroi. Așa. Sexy mama acolo și... Sexy mama. A, tot. Prea, te-am filmat într-una. Deci absolut într-una. Așa cum am filmat la două camere. Nu mi-a stat acolo. Da! Faceți dual face cam, bă? Da. Nici cel mai tare mi-a plăcut azi când ne-am bărțit toți unul pe altul pentru un episod. Deci am mâine de râs, serios. Deci la bie să vă uitați în clip. Deci, dragilor, la bie, deci o să râdeți cu lacrimi. Cu lacrimi. Dacă știi și aia sarcans. Da, acolo sunt. E roast, mi frate, e roast ăla bun. Exact, deci o să fie super mega tare. Sau Anca broască. Proastă așa de broască. Uitați-vă și fața, are. La cât bagă în ea și nu se îngrașă. Shelly? Da. Păi că mergi da. Și la ei acum. Ne-am întrebat pe toți un lucru care le-a plăcut așa mai tare. Cine face noi cu copilul ăsta? Spiciul tău. Nu vezi? Dacă nu vezi? Astăzi... Mi-a făcut milă de el așa. Astăzi mi-a făcut replicile lui Victor. Nu, nu, hai să luăm acasă, hai să luăm acasă. Lasă-mi în pace, nu ce mică mărât și jăgosești. Ești mintea și elea că îmi plăcea cu mine. Da, mulțumesc, mulțumesc. Hai, ai de capul meu. Așa, deci cu dedicații pentru Victor, care are dread-uri. O să-i fac și eu poate cândva un dread. Un dread ca să, știi, semnifică, ca să vă intersecți de astea. Trebuie să dați like și subscribe la el pentru că omul e super fain. Aici suntem cu Mikey. Zice bună. Da? Mikey, unde? Unde e Mikey? Băi! Toată lumea filmează aici, e super tare. Da, e super dubioasă chestia asta. Super tare, super dubioasă. Trebuie să mai facem. Super bun, e mega dubioasă. Toată lumea, oriunde mergi în cabana asta. Hei, da, să mă gândesc, homie, bun, hai cu ce faci, hai cu ce faci. Eu sunt Mănina, apropo. Meură. Sunt toți meură, eu sunt meură. Mergem mai departe să vedem și fac și la stop key din turma vloggerilor. Ah, cred că video ăsta o să-mi iasă turma vloggerilor, dacă nu o să uit până o să editez. Ați văd Tomi care crede, care voce, o și-a pus când. Ok, ok, sunt la și cuprinzător. Zim ceva, mă. Știu, bă. Am făcut cea la aia. Mamă, dar mi-a ieșit așa. Nu m-am dat la mine. Ți-e gel de cameră? Hai proastă româncă, lasă-mă-n pace. Dar mă, cu camera mână bie cum nici. Oriunde mergi? Se duce de râpă, dar aparent o construim înapoi. Se duce de râpă. Da, accent moldovean. Dar tot râpă, dar tot râpă, mașina. West side, mă, Moldova. Moldova, yeah! Așa, acum o să filmăm o mini-chestie pentru canalul Lorena. Eu cu Anca de la It's Anca. O să opresc camera. Zara! Ce ai nebuno? Treci! Vă vine sau nu să credeți, avem în fața noastră un foc. Și îmi dau foc la cameră dacă o dau mai aproape. Nu, nu chiar așa. Ideea e că o să fim colegi de facultate peste 2 luni. E super tare! Nu, hai fără, că nu vreau să știu cât timp am mai rămas până la facultate. Mi-a rămas vacanță foarte mult. Da, foarte da, da. Dați-mi arăt și vouă focul. Focul! Ce fain e sus, vezi, ia uite. Da, chiar. Și acum mergem să cântăm un pic la chitară. Și să mâncăm. Mâncăm? Eu mănânc, mă duc să mănânc. Că mi-e foame. Mămăligă, mi-am comandat mămăligă. Pa, pa! Hei, noi am zis că mi-am luat mămăligă, pentru că am văzut că toată lumea mănânc chestia asta și zic că e super bun. Sper că da. Nu, sper că sunt brânză, gust pronunțat de brânză, că nu-mi place. A, brânză cu gust de brânză, cine mai văzut de așa ceva? Da, am văzut la gust de brânză, era așa un fel de parcă cașcaval și sper să fie bună pentru că mi-e place. Hai să fie plăcioasă de cronic. Mi-ar plăcea să te referiți. Da, da, tu cu el. Cum vă simțiți? Cum a fost drumul?